Dragi prieteni, uite că ne-a venit la emisiunea Vedete Fără de Secrete, astăzi alături de noi Liliana Prado și noi discutăm despre muzică, despre viața ei, despre ei frumoși patru copii și despre unele lucruri pe care chiar acum, după rubrica Întrebări Capcană, o să vedem ce părere are față de întrebările pe care le-am pregătit. Așa că rubrica Întrebări Capcană. Pentru fiecare din interpreții noștri, din vedetele noastre care vin la emisiune, pregătesc un set de întrebări, 20 de întrebări. Le numesc eu așa, întrebări capcane, de fapt sunt tratate de capcane, pentru că sunt de fapt întrebări la care trebuie să-ți pui unele gânduri, să-ți amintești ceva sau poate să faci o analiză. Așa că respectiv aș fi vrut să facem și noi împreună o analiză, că atât în momentul în care pun eu întrebările astea, să nu fie doar răspunsuri banale, da sau nu știu și tot așa.
după regulile care le facem noi, din 20 de întrebări, în cazul în care o întrebare ți se pare cam complicată sau care nu ai fi vrut să dai un răspuns, îți spui un pas și atunci trecem la următoare, dar la o singură întrebare, dar cred că vei răspunde la toate. Dacă ești pregătit, atunci eu încep să pun întrebările care le sunt pregătite pentru tine. Așa, care este cea mai fericită amintire a ta? Cea mai fericită amintire a mea este, cred că, când am aflat că sunt însărcinat pentru prima dată. Deci la noi copiii s-au primit cam greu, deci pentru noi era o așteptare. O emoție extraordinară, deci când am ieșit cu rezultatul, soțul era cu mine la medic, dar el se temea că o să fie un anunț de extrauterin, deci toate simptomele erau de extrauterin și în cazul unei sarcini extrauterine foarte complicat, lui de preț, el era sigur că el este extrauterin. Deci când am ieșit și am spus că sunt sărcinat și că totul e bine, deci m-a ridicat în brațe, deci aici se întâmpla asta în curtea centrului mamei și a copilului aici la noi în Chișinău. M-a ridicat în brațe și mă învârtea prin curtea. Emoții, curtea, cred că a fost deci îmi curgeau lacrimile. Deci el când m-a văzut cu lacrimi, deodată a înțeles că e negativ. Până când i-am spus. A, că era lacrimi de fericire. Și m-a ridicat de fericire. Deci eu cred că pentru noi ambii a fost un moment fericit, nu doar pentru mine. Am înțeles. Ok, continuăm. Care sunt cărțile tale preferate? Cărțile mele preferate sunt totuși clasicii, dar acum citesc chiar ceva mai modern. Deci am citit Millennium, am citit Da Vinci Code, acum citesc Anatod, tot ce scrie, deci îmi fac comandă pe Amazon, soțul îmi face, are grijă să am ce citit. Reușește să citești. Reușește, deci îmi face o comandă pe Amazon și cărțile îmi vin chiar în franceză, le citesc, că mi-e important și mie să-mi dezvolt vocabularul în limba franceză. Perfect, foarte frumos. Așa, următoarea întrebare. Care este cel mai bun, sau hai să-l numim altfel, care a fost cel mai frumos compliment pe care l-ai primit? Cel mai frumos compliment a fost că și atunci când eram însărcinat și lumea îmi spunea că sunt frumoasă, deoarece știam că să nu eram frumoasă. Eu cred că e frumos compliment când îți zici că ești însărcinată și îți zici că ești frumoasă. Eu mă simt urâtă, că simt că nu mă încap că hainele cum trebuie, că nu. Dar când primești compliment că ești frumoasă, în cazul când tu te simți urâtă, cred că e cel mai important și e ceva frumos. Eu, de fapt, tot am ajuns la concluzia, hai că e o chestie subiectivă, dar acum am mai auzit că a mai spus cineva, de fapt consider că femeile cele mai frumoase sunt femeile însărcinate. Este ceva special și plus la asta probabil ele emană o frumusețe din ochii, simțindu-te în momentul cel împlinit, poate emani fericirea și poate asta te face să fii frumos. Probabil asta cred și vede lumea. Lumea simte și vede, da. Așa, următoarea întrebare. Cu ce personaj din filme sau din cărți te identifici cel mai mult? Un personaj. Eu cred că fiecare dintre noi undeva. Nu știu, n-aș putea să mă identific cu cineva. Cred că fiecare persoană are caracterul lui. Nu poți te identifici cu cineva exact. Dar să mă gândesc acum repede, parcă m-aș găsi cu cineva să mă identific, dar acum repede parcă nu. Așa, un personaj nu. Un personaj anume nu. Okay. Da, am înțeles, pentru că sunt mai multe și chiar la ceva îți place la unul. E sigur că cu cineva mă seamăn la unele... Unele calități, unele aspecte, calități, da. Aspecte. Cu cineva mă asimila cu Sofia Rotaru chiar, câteodată. Dar eu cred că am poate unele... Chestii asemănătoare. Unele asemănătoare, dar nu pot să mă identific cu cineva anume. Am înțeles. Ok, continuăm. Ce vârstă ți-ai da, dacă nu ai ști câți ani ai? Dar eu oricum după 40 de ani nu mai calculez. Nu mai număr, așa că... 40, cred că. Și nu mai cred. Eu știu că vedele... 18, cam așa. Nu, dar să știți că eu mă consider mai frumoasă acum ca la 18 ani. Că acum am înțeles totuși... Cum e să ai grijă, să fii frumoasă. Că la 18 ani, cred că nu aveam prea mare grijă. Știți, am auzit undeva o frază că... O femeie trebuie să știe, trebuie să reușească până la 30 de ani să învețe să arate bine. Că de altfel,
nu mai face niciodată. Așa, continuăm cu următoarea întrebare. Credeți în dragoste la prima vedere? Eu cred, fiindcă mi s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat la noi. Unde v-ați întâlnit? Deci ne-am întâlnit în Spania, el era în vacanță, eu eram în căutarea unui loc de muncă. Și ne-am întâlnit, eram împreună la într-un bar. Și eu văzându-l, m-am uitat așa la el și m-am gândit, ăsta e bărbatul vieții mele. Și până la urmă am văzut că era cu cineva. Deci am zis, m-am greșit. Și a fost fiică, eu, deci ne-am întâlnit într-un coridor, deci eu la liceu m-am dus. Coridor. Și a început să vorbească la mine în francez, dar eu deoarece vorbeam franceza, am învățat-o la școală, deci am fost o elevă foarte bună, printre altele. Asta m-a ajutat foarte mult. M-a ajutat, deci nu m-am așteptat, fiindcă credeam că este ocupat, un cavaler ocupat cu era cineva. Era cu cineva, da. Și deci m-a propus o întâlnire pentru a doua zi, dar eu zic, uite așa, dar când mi-a zis că este avocat, am avut încredere asta ca să merg la o întâlnire cu el, deci... Alții prietenii lui îmi ziceau, anume că avocaților nu trebuie să... În avocați nu trebuie să ai încredere. Dar eu atunci nu știam. Mi-a zis că e avocat și am avut... Din cauza totuși, asta m-am intuiția v-a ajutat foarte mult. Totuși, eu cred că intuiția mea pentru mine a fost la prima vedere. Dar se vede și pentru el a avut unele. Deci... Ați avut aceeași emoție, aceeași clipire? Da. Cred că eu... Și eu cred. Eu cred în dragoste la prima Perfect. Vedere. Următoarea întrebare. Care este citatul tău preferat? Sloganul, citatul. Eu întotdeauna copiilor mei le spun ce ție nu-ți place, altul nu face. Așa, asta ar fi. Și eu cred că este un slogan care merită să-i atragem atenția. Să fii, da, mai... Să fie și să fii mai precaut și să ai grijă ca să-mi dam, să nu-l faci cuiva altcuiva. Și chiar între frați și chiar cu cei străini. Și cu cei străini. Perfect. Următoarea întrebare. Ești spontan? Nu întotdeauna, depinde de caz. Depinde de caz. Dacă un copil a făcut ceva și trebuie să-l corectezi imediat, atunci spontană. Dacă ceva nu-mi place ce a făcut soțul, mă gândesc mai întâi ca să-i expun. Spun, să-l las, să-i... Mă gândesc să-i expun în ce fel ca să nu se supere. Pentru că mi este important să relația să informația noastră, și să fie și relația. Și aș vrea să nu îl enervezi, adică să rămână, nu-mi place situația de conflict. Încerc să o evit când pot. Continuăm. Ce e mai rău? Să eșuiezi sau să nu încerci? Cred că să nu încerci. Cred că cel mai bine e să încerci. Chiar dacă eșuiezi? Chiar dacă eșuiezi, oricum din orice eșuare înveți ceva. Înveți ceva și altfel așa rămâi și să crești undeva. Următorul pas îl faci corect. Deci eu cred că mai bine să eșuiezi decât să nu încerci. Așa. Ce ai fi dispus să faci pentru a salva lumea? Ce ai fi dispus să faci? Deci, cum am zis, să nu ne facem rău unul celuilalt. Asta e cel mai important. Dar eu nu cred că eu aș putea salva lumea. Eu n-aș putea să fac asta. Asta ar fi o magie. Ar fi bine ca nimeni să nu se facă rău unul celuilalt. Sunt persoane foarte multe care sunt negative în societate, care deci nu dorm nopțile, se gândesc ce să fac celuilalt de rău. Deci, dar eu nu dorm nopțile să mă gândesc ce aș mai putea face pentru copiii mei de bine. Ca să fie bine, frumos. Niciodată nu m-am gândit, chiar dacă cineva văd că se uită cu invidie sau cu ură la noi, niciodată nu mă stăru să fac persoanei cele ceva rău. Sau... Deci prin bunătate, cum zicea și Lăpușneanu. Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Nu asta, deci... orice răzbunare, cea mai bună răzbunare, ca dușmanul tău să înțeleagă că ești bun și tânsul e rău. Deci, cu bunătatea. Cu bunătatea. Am înțeles. Următoarea întrebare. Dacă viața e atât de scurtă, de ce facem atât de multe lucruri care nu ne plac și nu facem atât de multe lucruri care ne plac? Vă rog, mai repetați. Dacă viața e scurtă. Oricum, viața e foarte scurtă. Ar trebui să trăim vreo 300-400 de ani ca să... Da. Dar cred că și 300-400 va fi puțin dacă v-am trăit. De ce facem atât de multe lucruri care nu ne plac? Și nu facem mai multe lucruri care ne plac. Sau dumneavoastră considerați că nu e chiar așa? Pentru că de obicei suntem obligați în fiecare zi să facem unele lucruri care se repete și le facem din... Că orice om este dispus să facă și greșeli și lucruri frumoase. Deci câteodată facem unele lucruri care nu ne gândim că nu ne vor plăcea, poate. Întotdeauna
funcționează instinctul și câteodată se mai greșește, știți cum? Adică până la urmă... Până la urmă noi vrem să facem bine, dar poate se primește rău. Dar adică zic, totuși tendința este să facem lucruri tendința bune. Tendința întotdeauna este să facem bine. Așa. Ce credeți că le place mai mult femeilor? Am pus eu o întrebare un pic altfel. Cum credeți, ce le place mai mult femeilor și ce le place mai puțin? Ce le place mai mult, ce le place mai mult femeilor este să fie admirate, să fie iubite, să fie respectate. Și ce le place mai puțin? Le place mai puțin când sunt desconsiderate, eu mi-închipui. Când sunt jignite. Când sunt jignite, când li se vorbește urât, când nu sunt luate în seamă, când ceea ce spun ele nu ascultă nimeni sau... Deci nu numai decât să faci așa cum vrea femeia, dar e bine să fie ascultată părerea ei. Părerea să fie... Se pune la discuție dacă chiar nu e de acord, dar... Să nu fie ascultată deloc, asta cred că nu e o plăcere pentru nicio femeie. Da, sunt de acord aici. Dacă ar trebui să oferi un singur sfat unui copil despre viață, care ar fi acela? Sfatul despre pe care viață, l-aș da despre viață este ca să fie întotdeauna, cum ați spus, să încerce orice lucru, să nu lese mâinile în jos, să fii curajoși, să avansezi. Să meargă înainte. Orice nu s-ar întâmpla, fiindcă nicio persoană nu are drumul fără bătături fără de greutăți. Deci întotdeauna în viață vom întâlni greutăți și atunci când plânge un copil și îmi spune că uite acolo ceva nu s-a întâmplat sau eu îi spun, orice om în viață are greutăți, nu numai tu. Important e să le depășești. Da, și cum să le depășești? Da. Cu capul sus, cu fruntea sus, chiar și atunci când ai greșit. Și mergi chiar atunci când e greu și ai căzut, te ridici. Ia învățăminte din ceea ce s-a întâmplat de rău și să nu mai faci greșeli. Serios, să nu repeți aceeași greșeală de mai multe ori. Dar orice om le greșește, asta nu putem să evităm. Așa. Deci să meargă înainte, să fie mereu, să treacă de toate obstacolele de viață, în viață care se întâmplă. Ce ați prefera să fiți? Un geniu stresat sau un prost fericit? Mai bine un geniu stresat. De ce? Și știți că se spune că oamenii proști sunt mai fericiți. Desigur, pentru că ei nu gândesc la nimic. Și da, el se simte, viața merge din plin și... Eu prefer să fiu un geniu stresat, fiindcă întotdeauna caut perfecțiunea, mă gândesc că... Tind să faceți un lucru frumos. Când un copil, chiar și un ciorap, dacă nu mi-a plăcut, eu prefer să-l schimb. Eu mă stresez din orice, deci, că, fiindcă gândesc mai departe. Deci nu mă opresc, nu mă mulțumesc cu ceea ce este. Cum am zis eu, mă stărui să creștem. Să creștem. În toate privințele. Să vă dezvoltați. E un stres permanent, fiindcă vrem să avansăm. Nu este un stres cum au cei răi să facă rău, dar este un stres de a crește, un stres de a reuși, de a avansa. Tendința să fie, da. Deci prefer să fiu geniul stresat decât prostul fericit. Am înțeles. Așa. Care ar fi trei calități pe care ar trebui să le posede orice bărbat? Eu cred că aici o să vă gândiți la Olivier și o să ne spuneți careva calitățile lui. Așa, nu, mă rog, așa m-am gândit eu, dar până la urmă aștept trei calități. Desigur. Trebuie să le aibă orice bărbat, adică considerați un bărbat adevărat trebuie să aibă calitățile. Deci un bărbat adevărat trebuie să fie un tată bun atunci când are copii. Un tată bun, pentru că este important în educația unui copil, este foarte important. Se participe educația tatălui este foarte importantă, este cuvântul baza. Cuvântul lui este baza educației în familie. Și desigur, să fie educat el însuși, bărbatul. Deci să fie un tată bun, dar să fie el educat însuși ca să poată educa. Așa, tată bun, educat. Și, cum să mai zic, tot curajos. Și curajos. Care nu lasă mâinile în jos la orice obstacol. Și curajos, da, foarte frumos. Avem foarte puțin timp, am să aleg încă o întrebare din cele care au rămas. Ce ați schimba în țara noastră, un singur lucru? Mentalitatea oamenilor. Să se dezvolte. Cred. Ați fi vrut să fie mai... Aș fi vrut.
Dragi prieteni, alături de noi a fost Liliana Pradu. Ne bucurăm foarte mult și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră, pentru că și-am avut o discuție interesantă. Urez succes în tot ceea ce faceți, să vă auzim numai de bine, multe videoclipuri frumoase, să bucurați telespectatorii noștri și să ne mai întâlnim, să discutăm foarte mult. Un mesaj de final pentru toți cei care ne privesc. Mersi mult de invitație și vă mulțumesc celor din fața televizoarelor că ne priviți și vă doresc să fiți fericiți, să aveți familii fericite, să fiți împliniți și numai bine. Dragi prieteni, ne revedem peste o săptămână. Fiți cu ochii pe noi, Busuioc TV, vedete fără de secrete. Pe curând! Dragi prieteni, bună seara, bine ați venit la emisiunea Vedete fără de secrete și astăzi am o invitată specială despre care am să vorbesc un pic mai târziu, am să vă spun mai multe lucruri frumoase despre ea, dar vreau să vă spun din start că este a treia emisiune a noastră și pe platou nou, așa că vreau să vă spun că noi avem multe de vorbit, multe de început, multe de făcut interesante alături de o mamă a patru copii, o interpretă foarte și foarte delicată. Vorbesc de Liliana Prado, vorbim despre ea după generic.
Deci, cum vă spuneam, prietene, Liliana Prado la noi în studioul, bine ați venit, mă bucur foarte mult. Bine v-am găsit, vă mulțumesc de invitație. Cum vedeți, suntem într-un studio nou și respectiv totul este nou, totul este un început frumos. V-am invitat să vorbim despre dumneavoastră, despre familia voastră frumoasă, pentru că știu că sunteți o mamă a 4 copii și respectiv îmi dau bine seama că să reușești să ai grijă de tine, să reușești să fii o interpretă și plus la asta, să ai grijă de toți copiii care, la fel, la rândul lor cântă, eu cred că este foarte și foarte complicat. Cum vă descurcați? Da, este complicat, dar țin să vă felicit pentru acest frumos studio. Am avut o frumoasă surpriză să vă regăsesc în așa frumos anturaj. Îmi place și mie foarte mult, sper să fiu mai des invitată aici. Să fii mama a 4 copii de acum implică ceva responsabilitate decât atunci când nu ești mamă, când nu ești părinte. Deci atunci când ai hotărât să dai naștere copiilor, atunci chiar în momentul acela s-a pus pe umeri o responsabilitate de care nu poți fugi tot restul vieții, îmi închipui eu. Absolut, sigur că da. Deci fiind ei artiști sau nu, oricum, este mai complicat să te dedici copiilor, să le dai educație pe măsură, să nu-ți fie rușine de ei atunci când se prezintă în societate și când vorbesc, când discută, când comunică. Da, pentru că copiii sunt oglinda părinților, deci, respectiv. Deci este foarte important să primească educație corectă chiar de la începuturi, de la temelii. Deci că zici cum faceți dumneavoastră? Temelia bună nu se prăbușă niciodată. Niciodată, sigur că da. Cum faceți de obicei cu copiii? Îi pregătiți din start în momentul în care plecați la o petrecere sau în general la un eveniment? Sau? Nu, noi îi pregătim fiindcă ei de mici au primit o educație așa mai multilaterală, fac muzică de mici, dans, sport, deci acești copii sunt de acum, orizonturile lor sunt altele. Deci, când deci sunt obișnuiți ei sunt obișnuiți și când sunt în societate își dau seama că chiar dacă uneori nu le place ceva, ei nu trebuie să arăt tot ce au pe suflet. Deci trebuie să știe a se comporta. Deci inteligenți și să fie inteligenți și să-și aleagă cuvintele atunci când vorbesc. Și dacă au ceva de spus, o spun după? Sau se mai întâmplă să vorbiți chiar atunci în momentul pot în care... Pot să ne spună, dacă au ceva de spus cuiva, da. Deci pot să ne spună nouă părinților, dar după. După, pentru că e și normal că toate astea și se noi vorbesc... noi le spunem, bine ați făcut că v-ați abținut. V-ați abținut să nu spuneți atât. Ok, mă întorc la întrebarea care am început. Cum reușiți dumneavoastră să fiți mereu așa de... să arătați așa de bine, proaspătă, frumoasă și plus la asta, pentru că 4 copii, e un număr, hai să spunem așa, mai mult decât obișnuim să auzim un copil 2, da? Respectiv și dumneavoastră să reușiți să cântați. Și mai ales că ei s-au născut unul după altul. Unul după altul, da. Practic 4 bebeluși acasă. Mai ales ăștia doi de la sfârșit erau ambii în Pampers când erau mici. Deci a fost o perioadă foarte grea pentru mine când erau copiii mai mici. De aceea nici n-am reușit să mă lansez atunci ca interpretă, deci eu mi-am lansat mai întâi copiii și apoi a venit și rândul meu. Deci mi-a fost greu perioada când copiii erau mici. Asta chiar... Acum ce se întâmplă? Acum, acum se întâmplă că ei au prins la aripi. Au început să zboare singuri. Eu am informații despre ei, o să mai vorbim și despre ei. Și eu mai am și eu timp pentru mine, ca femeie, ca interpretă, să mai fac unele plăceri ale mele. Deci pentru mine muzica este o plăcere. Este în sufletul meu încă de mic copil. Deci n-am avut posibilitatea să începeți o carieră să încep muzicală, o carieră, că n-am avut posibilitate nici financiară, nici, dar a venit și timpul când a ieșit soarele și pe strada mea, să zicem așa. Eu de fapt, de ce tot vorbesc despre dumneavoastră și respectiv îmi dau seama copii, am informația că cântă de la o vârstă foarte fragedă și plus la asta cântă toți, da? Da. Și haideți să le spun telespectatorilor despre cine vorbim. Deci aveți un băiat, Olivier, da? De 10 ani. Olivier Junior, 12. Deja 12, așa. Laurentino, 9. 10. 10, așa. Antonio, 8. 8. Și Olivia Carmen, 6. Este eleva în clasa întâi. Mări, da. Ce de fapt, dacă să puteți să-i lăsați cu cineva și să puteți să vă faceți desigur, chestiile voastre? Desigur, fără grijă, da. Respectiv, mă întreb eu pe mine, în cazul, deci dacă toată lumea cântă și mami cântă cu ei,
Veți face o echipă foarte mare. Puteți să aveți vreo piesă comună, o piesă împreună pe care... Avem și acum pregătim cea de-a doua piesă, care se numește Formula Ideală. Apropo, da, am și informația cu Formula Ideală. Încă nu este. Încă nu este. Este înregistrată. Este înregistrată, este gata. Așteptăm să lansăm un videoclip. Un videoclip și atunci lansați împreună. Lansăm tot împreună. Deci nu lansați piesa. Nu lansăm piesa fără videoclip. Deci lansăm tot împreună. Așa. Și le place copiilor să cânte împreună cu mami? Chiar mi-a făcut impresia că chiar aici, când am mers la studio cu ultima piesă, chiar am impresia că simțeau ce aici făceau. Ați deci era perfect. Anume, a fost o oglindă a familiei noastre. Ce aici făceau, chiar le plăcea. Cântau prin casă. Când repetam Formula Ideală, ei cântau prin casă. Perfect. Nu, perfect că e atunci când... Nu încearcă fiecare să cânte pentru el și spune că cânt cu voi, dar mai mult mă gândesc că îmi place să cânt singur. Asta e ideea, când poți să faci... Nu le place să cântăm împreună. Deci am mai avut un colind de anul nou, unde am cântat toți împreună și ne-a plăcut foarte mult ideea, mai ales că am avut foarte mare succes cu această piesă, am primit foarte multe mesaje și ne-am gândit că dacă place publicului, de ce să nu mai încercăm? Mai ales că formula noastră este atât de ideală. Într-adevăr, eu vă urez succes și vă urez succes în domeniul să faceți un album întreg de melodii, ca să puteți dărui aceste momente frumoase pentru toți copiii și, în general, pentru toată lumea care ascultă melodiile. Vreau să vă întreb, având așa o informație, că copiii voștri, vorbesc de Olivier și Laurentino, au cântat la un festival Cerbul de Aur în România. Da. Deci deja asta este o scenă mai mare și o scenă internațională, să spunem așa, pentru da, că au fost, acest festival... fost pe mai multe scene internaționale. Au fost la Cerb de Aur, atunci noi am întârziat cu înscrierea la, ca să participăm ca concurenți și am fost invitați atunci când am trimis informația video. Acolo ei ne-au invitat să cântăm în gala laureaților, că n-am reușit să ne înregistrăm la timp pentru participare. Deci am cântat în gala laureaților a festivalului Cerbul de Aur. Deci, pentru noi a fost un prestigiu. Olivier Junior avea 6 ani și Laurentino 4 ani. Și cântau în franceză. Era ceva extraordinar, spectaculos. Da, eu din interviul pe care l-ați dat am înțeles că toată lumea s-a ridicat în picioare și au început da, să aplaudă. Da, ei erau îmbrăcați în costume făcute identice, deci albastre, cu broderie albă pe gulere și cu papioane. Era ceva deosebit, cu părul așa mai lung, cum se purta în anii 60. Publicul când i-a văzut, nici nu trebuiau să cânt, că ei de acum erau frumoși, erau și erau micuți. Și când au început să cânte, publicul era încântat, încântat. Deci noi am creat acolo o atmosferă în sală extraordinară. Într-adevăr, e ceva spectaculos atunci și plus la asta ați spus că au cântat în franceză. După câte știu, vorbesc în franceză toți copiii. Franceza, da. Română? Deci româna este limba de bază, franceza este cea de-a doua, că este, deci ei încep de mici să vorbească și franceză, deoarece tatăl vorbește franceză, da. Deci ei, tata special nu vorbește către copii în română, chiar dacă... Da, din start ca să prindă bine limba și să... Ca copiii să nu fie șmecheri, să... Da. Se poate prinde franceza. Așa, ca să comunice. Pe lângă franceză și română, ce limbi mai cunoscute? Deci și au învățat ăștia doi mai mari, au învățat la liceu spaniol, unii au învățat spaniola și engleza. Acum mai învață franceza, dar ortografie, fiindcă da. Ei știu să vorbească. Una să vorbești, alta e să știi și să scrii. Și ortografia, da. Am înțeles. Să trecem să vorbim un pic despre dumneavoastră. De cât timp a început cariera muzicală? Pentru că înțeleg după ce fetița a crescut și a un pic mai mare, ca să o puteți să o lăsați cu... Apropo, cine vă ajută? Cu 4 copii, cred eu că ar trebui să fie și bune și bunici. Acum este fratele cu soția la noi, adică cum la noi, vine și ne ajută ziua când eu trebuie să plec undeva, chiar mă mai ajută și cu mașina când am nevoie să ne deplasăm sau și nu reușim. Am înțeles. Eu mă gândeam din start când am aflat că aveți 4 copii, zic, minim trebuie să fie 2 bune sau 2 bunici care să fie în permanență să ajute și tot așa. Am avut bune mai când eram mai mici, acum nu mai avem bune. Sunt deja deci, măricei, înțeleg măricei, bine și... Încercăm să-i lăsăm la orar prelungit la școală ca să-și facă temele, când nu reușim le facem acasă, mai târziu rămânem, dar încercăm să ne descurcăm. Și cu timpul... Pe timp ce cresc copii și eu, știți, ca oțelul, mă călesc. Deci mai multe facem, dar eu le reușesc tot mai bine și mai bine, fiindcă știu și eu încep să pot să mă organizez mai bine.
Păi, deci ne facem un orar perete. Orarul contează mult. Orarul este greu la început de an, când se încep toate activitățile. Ei fac și pe anul la școala de arte Poliakov, fac dans, fac fotbal, trei băieți, da, dar au foarte multe activități, deci e mai complicat, dar reușim. Eu îmi dau seama foarte bine că investiți mult în copii și faptul că fac atâtea ore adăugătoare la diferite, la muzică, cum ai spus, dansul și tot așa. Care este scopul? Pentru dezvoltarea lor sau într-adevăr doriți să faceți niște artiști din copii? Nu, nu cred, nu știu dacă vor deveni artiști, nu pot să zic, că nu știu ce vor, alege ei. Pentru noi, părinții, este important să le dăm posibilități, dar la sfârșit ei vor alege. Dar credem că muzica, pianul, și mai ales că fac și solfegiu, deci fac școala de arte acolo, fac și pianul, și solfegiu și corul. Deci pentru ei, eu cred că asta e numai spre binele lor. Muzica dezvoltă foarte mult și lărgește orizonturile. Și mi-închipui că muzica niciodată nu o să le încurce în viață, chiar dacă nu vor alege acest domeniu. Domeniu să continue, să da. Să continue. Tot încerc să discut cu dumneavoastră despre cariera voastră și tot sărim și ne întoarcem să vorbim despre copii. De cât timp a început? Ați spus că a crescut fetița, deci, un pic mai mare și... Chiar după ce am născut-o pe Olivia în 2010, atunci domnul Valentin Dânga, la care am mers cu Oliver Junior, iarăși ne-mi facem la copii, am mers cu Oliver Junior că am cerut să ne facă o piesă la comandă pentru un festival din România. Mergeam la un festival internațional și aveam nevoie de o piesă, deci eu am gândit să facem o piesă, i-am zis tema. Și domnul ne-a gătit piesa și când m-am dus și fredonam, că îl învățam eu atunci pe Olivier, când fredonam către Valentin, domnul Valentin Dânga, melodia, deci el a zis, doamna Liliana, dar dumneavoastră de ce nu cântați? Aveți o voce bună. Am zis, n-am avut posibilitate. Și zice, uite, eu vă dau. Deci prima mea piesă a fost a lui domnul Valentin Dânga. Așa, atunci a început. Și atunci a început. Deci am prins și eu gustul. Eu aveam gustul de mic, dar nu mai aveam curaj. Cum să nu-i prima melodie? Prima melodie, Tinereți ca un anotimp. Așa. Și ați făcut și videoclip? Nu. Nu. Asta nu. Este piesa prima din start, prima, dar și după ce au urmat foarte multe melodii la care nu am făcut. Videoclipuri le am, dar le țin așa. Nu le-a auzit încă nimeni. Dar poate vreodată... Ar trebui fiecare piesă să aibă videoclip? După dumneavoastră, așa, ca părere. Eu aș fi vrut să aibă fiecare, dar ar fi, cred că, ceva foarte costisitor să faci un videoclip la fiecare piesă. Dacă nu ne gândim la partea financiară. Dacă nu ne gândim, parcă aș vrea să le văd. Toate așa. Să fie, parcă totuși. Aș vrea să le văd. Am înțeles. Până la urmă... Nu numai să le ascult. Cum alegeți, la ce piesă să faceți videoclip și la ce piesă să nu? Deci... Acum am făcut la unele piese videoclipuri care mi s-au părut mai pe gustul la mai mult public, adică asta mai care sunt mai cineva, încercați să le arătați prietenilor sau postați. Mă consult doar cu soțul în privința soțul. Asta. El zice, uite, la clipul ăsta, la piesa asta trebuie să faci un clip, ar fi bine, și parcă așa. Deci, mă gândesc chiar eu singură uneori scenariu, așa cam ce aș putea face. Dar desigur că aș vrea să găsesc o echipă profesionistă care ar putea să o facă în locul meu, fiindcă aș vrea totuși să, până la sfârșit, să găsesc ceva mai, să zic, mai sus, la un nivel mai înalt. Piesele și videoclipurile, la un nivel mai înalt, filmarea desigur. Și respectiv... momentul ca să prindă la deci public. Nu vreau să mă opresc, vreau să continuăm, să creșteți și să creștem și în calitate și în, deci pentru noi e important să nu rămânem pe loc. Da, sigur că dezvoltarea merită să fie în continuă, pentru că de altfel rămânem pe loc și degradăm. Vreau să vă spun că deja în câteva clipe vom viziona un videoclip și o melodie frumoasă, așa că după ce vom discuta și despre ea, vreau să vă spun că foarte mult contează, cred eu, ca un interpret să crească în continuu, pentru că în momentul în care nu mai scrie muzică și doar se lasă cu ideea că a făcut ceva frumos, atunci așteptăm cu mare drag, dar nu se întâmplă nimic. Așa că, prieteni, o melodie frumoasă, privim un videoclip de Liliana Prado și ne revedem după acest videoclip. Îmi place când mă faci să zâmbesc,
Îmi place când tu taci și eu vorbesc. Nu sunt doar vorbe spuse în vânt, ci despre noi doi pe pământ. E povestea dragoste, dragoste. Doar tu știi din priviri să mă citești, la ce oră și cum să mă iubești. Din amintiri trăim o viață și fiecare dimineață e cu roa. După un videoclip foarte amuzant, interesant, am revenit din nou în studio să continuăm să discutăm despre... Apropo, vreau să vă întreb, Lasă-mă să fiu femeie, se numește această piesă, și e un videoclip destul de colorat, destul de interesant. Cum vă simțiți în suflet dacă ați putea desena un autoportret în culori? Să mă simt, mă simt împlinită, mă simt fericită, mă simt puțin... Știți cum mi-am dat sacul jos din cap? Cam așa ceva. Deci o femeie împlinită care de acum și-a crescut copiii și care are dreptul acum și ea să... momentul să lasă-mă să fiu femeie, să mai să fiu mă și eu femeie. Deci până acum m-am consacrat, deci am fost mama, am fost, dar acum puțin m-am eliberat din cătușe, știți cum. Da, se simte în acest videoclip multă emoție pozitivă, multă lumină. Da, este o descătușare așa și am încercat să redau starea asta mea de... Apropo, care este culoarea preferată a dumneavoastră? Culoarea mea, mie îmi plac toate culorile, în afară de negru, cred că.
Apropo, ce s-a văzut în videoclip, dar toate culorile. Da. Sau era un pepene roșu în acest videoclip, banană. Acest moment l-ați... Cine a scris videoclip? Cine a scris scenariul pentru videoclip? Scenariul chiar eu singură m-am gândit, dar piesa mi-a scris-o doamna Eugenia Andreeș Carabut, dar să știți că ea nu a fost de acord cu ceea ce am pus eu în clip, din start clipul spun. Este ea alegerea nu a fost de acord cu ceea ce am făcut în clip. Eu am avut ideile astea îndrăznețe, vă zic că puțin m-am descătușat și am avut ideile astea îndrăznețe, mai ales că le-am preluat de undeva, dintr-o revistă de modă, am văzut niște poze cam în felul ăsta, într-o revistă de modă din Ibiza, Spania. Așa. Deci de acolo, cam, vă zic că m-am inspirat. Ok, și după ce a ieșit acest videoclip, care a fost feedback-ul, că rezultatul, persoanele, ce au spus, prietenii? Foarte mulți mi-au zis că e îndrăzneț, deci n-au criticat, dar mi-au zis că e îndrăzneț. Doar două persoane mi-au zis că e să scot din aceste videoclip momente. Aceste momente, deci anume. Dar în general el rămâne așa să fie, pentru că așa a fost ideea din start. Așa a fost conceput, deci îl lăs așa. Cine o să critique, cine o să privească cu plăcere, cine o să înțeleagă ceva mai mult, cine mai puțin, dar așa este, cred că așa va rămâne. Așa. Eu, de fapt, în a doua parte a emisiunii noastre am vrut să vă pun careva întrebări legate de soțul dumneavoastră. Pentru că, citind dintr-un interviu, m-a impresionat ceva și am vrut să vă întreb. Da, îmi dau seama că aveți o relație plină de dragoste, aveți 4 copii, mult așteptați. O fată care, în general, cred că a împlinit acest număr de copii și cu care cred că acum sunteți împliniți. Pe perioada când avea grijă să vă curteze, ați spus undeva că mereu făceam niște lucruri neobișnuite și vă cadona flori. Da, pe neașteptate. Deci cel mai neobișnuit moment sau situație în care v-a cadonat aceste flori, pentru că deci, am spus că mă invita, deci când ieșeam la o plimbare, soțul noi am locuit mai întâi la Bruxelles. El a lucrat acolo 10 ani ca avocat. Și el era foarte mult plecat la oficiu, deci el venea acasă seara. Și el simțea că eu îi duc lipsa asta, deci chiar de la începuturi să fim atât de mult separat, adică nu aveam... Deci erați locuiam împreună, dar... Erați în Belgia împreună, da. Doar că el muncea prea mult, da, și nu am înțeles. Nu, și cred că era și de o parte, deci mă lua seara să mergem la o plimbare. Mergeam pe lângă piața de flori, el s-apropia și îmi zicea 25 de trandafiri, vă rog, puneți aici. Zice, acolo întreabă, cum să vă împachetezi, cadou sau nu? El zice, cadou, să vă pun pentru ca să puneți în apă, știți, soluții ca să țină mai mult florile. Da, tot ce trebuie, puneți acolo. Zice, cred că avem o aniversare ceva sau unii ne ducem în ospiții la cineva și el are grijă să pună flori. Și mergeam mai departe, dar acolo, ca prin piață, știți cum era multă lume, eu mergeam în fața lui, el mergea cu buchetul în mână, deci eu nu-i puneam prea multe întrebări. La un moment dat el îmi zice, Lili, eu zic, da, asta e pentru tine. Deci eu sunt foarte emotiv, așa, de felul meu sentimental și îmi bucneau lacrimi. Dar și deci, ce moment? Și a cumpărat acest buchet de flori și nu l-a dat din start? Nu. Clipa ca a așteptat să întreb pentru ce e buchetul, dar eu indiferent mergeam. Eu așteptam să-mi spună el pentru cei, deci nu-i puneam întrebarea. În general, soțul vă face des cadouri? Da, el nu pot să zic anume la ziua mea, de ziua de naștere sau de 8 martie, îmi face... Deci nu, dar sărbători marge oficiale care el să fie... El îmi face cadouri permanent, deci când mergem pe sihotare și când vede că îmi place ceva sau ceva, adică întotdeauna mă... Valind. Da. Vă simțiți alintată? Da, desigur, că eu de multe ori zic, dacă vezi ceva, eu sunt foarte așa mai economă. Nu trebuie, lăsați. Nu, e foarte scump. Nu, dacă îți place, cumpără. Deci e grijuliu. Aveți o relație frumoasă. Cât timp are posibilitatea să ofere copiilor? Reușește mereu să fie deci el dacă nu are foarte mult timp să ofere copil, timpul pe care îl oferă este foarte pozitiv și un timp foarte, să zic așa... Încearcă la maxim să la maxim. Deci copiii, este o relație foarte apropiată dintre tată și copii. Mie îmi place foarte mult să-i admir când... Deci mai mult copiii, normal, sunt mai mult cu mine. La momentul de față, este des în deplasări sau totuși... În deplasări mergem împreună. Chiar dacă mergem pe ceva pe afaceri,
afaceri, oricum mergem împreună și în momentul când mergem în deplasări, ne stăruim să combinăm plăcutul și cu rezultatele care le-ați spus în momentul în care ați plecat. Deci, eu nu știu cum lăsasem întrebarea asta, cum ați petrecut vara? Pentru că a trecut o vară, cum a fost vara pentru voi? Ați reușit să faceți o vară foarte, să zic, da, am avut o vară foarte, să zic, activă, așa că am avut două vacanțe împreună cu copiii. Deci am fost la începutul verii în Spania și la sfârșitul verii în Franța, copiii. Deci pentru noi părinții a fost, după vacanță mai avem nevoie de o vacanță ca să ne odihnim, dar pentru copii, deci am mers la foarte multe parcuri de distracție, pentru mic, pentru ei. Ei s-au distrat la maxim. Dar ei la maxim. Dacă vroiam să stăm câteva ore la hotel să ne odihnim, ei ziceau, ce, azi nu mergem nicăieri? Sau astăzi unde mergem? Da, e imposibil. Este. Dar de ce Spania și Franța? Pentru că eu tot în interviu în care am aflat mai multe despre familia voastră, soțul are sânge și spaniol și francez. Belgian, ok. Dumneavoastră sunteți, cum a spus, o moldoveancă adevărată. Aveți rude în Spania sau pur și simplu ați vrut să vizitați Spania? Acolo sunt parcuri de distracții care am văzut, am mai fost anii precedenți și le-a plăcut copiilor și acum am încercat să, deci nu, încercăm să nu repetăm aceleași, dar de multe ori parcurile mari au foarte multe activități, rândurile sunt foarte mari, ca la Disneyland Paris, de exemplu. Da. Deci nu reușești să faci toate activitățile și care le mai rămân, le mai facem. Și plus la asta cred eu că și pentru copii, faptul că învață într-un liceu, s-a spus că cu spaniol, să facă și da, o practică. Ei comunică și spaniol, respectiv franceză în momentul în care ați fost în Belgia și tot așa. E frumos, e foarte frumos. Dar să vă zic că anul trecut am fost în vacanță în Ibiza, tot cu scopul ca copiii să comunici foarte mult în spaniolă. Spaniol. Dar s-a primit că hotelul pe care l-am ales era foarte mulți vorbitori de limba engleză. Deci copiii noștri nu au practicat spaniola, dar engleza. Dar tot e bine. Dar e ok, tot merge înainte. Dar până la urmă, da, decât cu tine mai mult limbi cunoști, cu atât mai multe simți om. Deci vacanța o plănuiți cu mult timp înainte. Da, altfel e imposibil. Nu suntem mulți. Deci ca să avem un loc în hotel. Doar cu soțul în vacanță ați reușit să plecați? Doar cu soțul plecăm. Avem un obicei, deci de ziua lui plecăm la Veneție, de ziua mea la Dubai. Pentru că ziua lui e în septembrie și a mea este în februarie, atunci când la Dubai e cel mai bun timp ca să profiți de, de soare și de atât timp cât la noi, da, la noi este rece. Am înțeles. Până la urmă reușiți să faceți mai multe vacanțe și iarna obișnuiți să mergeți, dar de fapt dacă copiii, nu știu, sunt gata să iarna asta avem de acum programată vacanța, mergem cu toții în America, deci este prima dată când toată familia mergem în America. Noi le promitem copiilor de mai mulți ani, dar deoarece erau mici, ne temeam că n-au să suporte zborul, este foarte lung. Deci, dar anul ăsta de acum am programat să mergem în America, acolo o să întâlnim anul nou în New York și Crăciunul în Orlando. Orlando. În Orlando, acolo sunt tot foarte multe parcuri pentru copii, deci din deci un revilion de nota 10 vă așteaptă. Vă urez succes și distracție plăcută, să veniți de acolo cu multe emoții pozitive și nu o să ne povestiți cum a fost. Acum, ca să trecem un pic și despre lucrările pe care le-ați făcut. Ultima piesă lansată a fost Totul va fi bine. Un videoclip pe care la momentul de față considerați cel mai bun, pe care a fost făcut, filmat și respectiv, presupun că și feedback-ul a fost ok din partea publicului. La ce lucrați acum? Acum lucrez la o melodie care se numește Nostalgia, scrisă de Marian Stârcea, care foarte mult a plăcut soțului. Am înțeles. Și dacă i-a plăcut soțului, presupun că și lucrați și la un videoclip. Desigur, dacă i-a plăcut soțului, videoclipul va fi. Și respectiv în curând va fi lansarea și videoclipul. Da, am filmat, de acum așteptăm lansarea. Partea cu montarea. Da. Ok, noi suntem gata să mai ascultăm încă o melodie frumoasă, așa că, prieteni, ne revedem după această melodie și după o pauză de publicitate. Fiți cu ochii pe noi!